seara, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară din luna februarie. Este o ședință importantă, o ședință în care, printre alte puncte pe ordinea de zi, aprobăm și bugetul local pentru anul 2022. Domnul președinte, vă rog, prezentați ordinea de zi. Bună ziua, dragi colegi! O să începem cu o mențiune că în sală suntem 11 consilieri și în online suntem 6. Da. Deci putem începe. Prezența e mai departe. În conformitate cu prevederea articolului 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1, litera A din Ordonanța de Urgență 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmăneș, județ Bacău, numărul 57 din 3-2-2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce are loc în ziua de joi, 10-2-2022, cu prezența fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 13 pe comisii și ora 14 ședința în plen, în sala de ședințe a primăriei orașului Dărmănești. Având pe proiectul ordinei de zi următoarele puncte: aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare din 10-2-2022. Cine este pentru? Colegii? Da. Toată lumea. 17 voturi pentru ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 31-1-2022. Cine este pentru? La fel. 17 voturi pentru procesul verbal. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiatorul al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Comisia de Urbanism și Comisia Buget Finanței. Câteva precizări am să fac înainte de a ruga pe doamna contabil să prezinte proiecția de buget. În primul rând, și în acest an, proiectul de buget este axat pe investiții în orașul Dărmănești și circa 60% din banii pe care noi avem la dispoziție îi alocăm pentru investiții. Sigur că am prioritizat investițiile, în primul rând, continuăm cu modernizarea infrastructurii rutiere, continuăm cu proiectele pe care le-am avut demarate în 2021 și mă refer aici în mare parte la proiectele finanțate cu fonduri europene și nu numai. Continuăm cu extinderea rețelelor de gaze, investim în școli, centre medicale, extinderi de canalizare și apă. Deci ne axăm în continuare pe investiții. Spuneam că peste 60% sunt din resursele financiare sunt alocate investițiilor și căutăm prin toate mijloacele să eficientizăm cheltuielile de funcționare. Rog pe doamna contabil șef să ne facă câteva precizări. Deci, în afară de veniturile proprii, în fiecare an se alocă de la bugetul de stat, din Ministerul de Finanțe, sume pentru echilibrarea bugetului local. Avem astfel sume de facturate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, 4.682 de lei, din care, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ, 1.212 de lei, stimulent educațional, 200 de lei, drepturile copiilor cu cerințe speciale, 95 de lei, finanțarea burselor, 759 de lei, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, 2.416.000 lei. Avem cote defalcate din impozitul pe venit, 3.086.000 lei. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, 2.162.000 lei. Și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului, 6.520.000 lei. Pentru învățământ, cheltuielile au fost repartizate conform deciziei numărul 2, emisă de către Inspectoratul Școlar Județean. În afară de banii pe care am primit de la bugetul de stat pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ, de la bugetul local au fost alocate sume pentru finanțarea complementară a acestor cheltuieli.
Astfel, liceul tehnologic 122.000 de lei, școala numărul 3 de rămâne 76.000 de lei, școala numărul 2 70.000 de lei și școala gimnazială Plocul 39.500 lei. Bugetul pentru anul 2022 se compune astfel. La parte de venituri, 35.432.80. Cheltuieli 38.360.80 lei, rezultă un deficit de 2.928.000 de lei, deficit care va fi suportat din excedentul anilor precedenți. Aceste sume sunt la sursa A. Bugetul de funcționare, deci avem venituri egal cheltuieli, 16.833.50 lei. Pe secțiune de dezvoltare, avem venituri 18.599.30 lei, cheltuieli 21.527.30 lei. Deficit 2.928, la fel deficitul, cum am spus mai devreme, va fi alimentat din excedentul anilor precedenți. Am prezentat listele de investiții, atât pe sursa A, cât și pe sursa B. Din deficit vom suporta o parte din aceste investiții în sumă de 2.928. Am prezentat aceste investiții în anexa numărul 5. Bugetul pe sursa E, deci venituri autofinanțate, venituri proprii, se compune din venituri 1.405.000 lei, cheltuieli 1.782.60 lei, rezultă deficit în sumă de 376.60 lei. La fel, și pe această sursă avem excedent, deci deficitul va fi suportat din excedentul anilor precedenți. Pe sursa E, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, avem suma de 976.60 lei. Pe secțiunea de dezvoltare avem venituri de 427.40 lei, cheltuieli 805.000 lei, deficit 376.60 lei. Anexele la investiții le-am prezentat, sunt conform anexelor 9 și 10. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, pe comisii, toate cele trei comisii au dat avizul favorabil. La proiectul numărul 3, cine este pentru? 17 voturi. La proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești, în condițiile legii numărul 350 din 2005, pentru anul 2022. Inițiator al proiectului al orașului Dărmănești, avizează Comisia Buget Finanțe. Spuneam că, așa cum am discutat și pe comisii, în fiecare an, Consiliul Local aprobă prin hotărâre de Consiliu programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmănești, în condițiile legii 350/2005. Sigur că în articolul 1 noi am prezentat programul anual de finanțare nerambursabil, așa cum l-am gândit la începutul anului și am alocat pe 3 domenii de activitate, sport, cultură și educație civică și protecția mediului, niște sume. Este o primă etapă privind finanțarea pe legea 350, urmând ca în urma solicitărilor pe care diverse entități de ferează orașului Dărmănești sau din județul Bacău le vor solicita să dezbatem ce proiecte s-au depus și dacă corespund procedurilor pe care noi le avem aprobate, sigur vom finanța aceste proiecte de cursul. Este, așa cum spuneam, o primă etapă prin care noi alocăm niște resurse financiare pentru programul anual de finanțare nerambursabil. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. La proiectul numărul 4, cine este pentru? Și nu online, toți colegii, da? Se abține cineva?
Nu, 17.4. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și al indicatorilor tehnice economici conform ordonanței de urgență 15/2021 pentru obiectivul de investiții, lucrări și construire a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe părâul Dărmăneasca. Orașul Dărmănești. Inițiator proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Buget Finanțe. Am să fac și aici două precizări. În primul rând, amintesc ordonanța de guvern numărul 15/2021, care prevede și dă posibilitatea de a reactualiza indicatorii tehnico-economici acolo unde constructorii solicită acest lucru. Ordonanța se referă la creșterile de prețuri cu materialele pe care noi le, sigur, achiziționăm pentru diverse proiecte cu fonduri europene sau guvernamentale. Este și cazul acestui obiectiv de investiții, lucrări de construire a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, proiect care este finanțat prin fonduri europene. Am avut o solicitare din partea constructorului. Am solicitat proiectantului să reactualizeze indicatorii în conformitate cu ordonanța 15/2021. Rezultă o creștere, zicem noi, destul de mică comparativ cu prețurile. Vis-a-vis de acest fapt, am avut norocul că constructorul aproape a terminat lucrarea și influența este de 38.990, cu TVA cu tot 46.000 de lei. Spuneam că acest cost suplimentar rezultă din calculul ordonanței 15/2021. După aprobare vom solicita încheierea unui act adițional cu finanțatorul, adică cu AFIR-ul. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, proiectul numărul 5, supunem la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru. La proiectul numărul 5. O să trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești în cadrul programului de îmbunătățire a eficienței energetice finanțat de către AFM, precum și elaborarea și aprobarea etapelor, notă conceptuală, temă de proiectare, studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții, înființare parc, panouri solare, fotovoltaice, în vederea eficientizării consumului de energie electrică în orașul Dărmănești. Inițiatorul proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează cele trei comisii. Și aici am să amintesc faptul că odată cu creșterea aproape necontrolată a costurilor vis-a-vis de energia electrică și de gaze și noi, autoritățile publice, avem o reală problemă. Costurile, spuneam, au influențat foarte mult cheltuielile de funcționare și pentru a putea preîntâmpina în viitor o creștere a cheltuielilor de funcționare legat de utilități, ne-am propus să participăm la programul de îmbunătățire a eficienței energetice finanțat de către AFM prin realizarea unui obiectiv de investiții, înființare, parc, panouri solare fotovoltaice în vederea eficientizării consumului de energie. Ce vrem să facem? Vrem să gândim și să construim un parc de panouri fotovoltaice pe răza orașului Dărmănești, care să asigure o parte din energia necesară pentru iluminatul public, pentru școlile din Dărmănești, grădinițe și așa mai departe. Este un prim pas. AFM finanțează ceva. Pregătim toată documentația și în momentul în care se deschide o axă de finanțare să putem participa la acest program care, spunem noi, este esențial pentru autoritățile publice, pentru supraviețuirea autorităților publice, pentru că, repet, costurile cu energia electrică și gazele au devenit foarte, foarte mari. Dacă aveți întrebări? Vă rog, domnule. Alo. Da, vă aud, vă rog. De fapt, nu vreau să pun întrebări, sunt de acord cu proiectul, dar vroiam să vă propun, în cazul în care pot beneficia și cetățenii orașului Dărmănești de acest program, și e un program care este valabil la început de luna iulie
finanțare pentru astea, pentru panourile să provoc aici. Da. Pot să vă spun că noi am făcut pe site-ul primăriei publicitate la sfârșitul anului 2021, publicitate, ce mai mult informare, și am avut un număr destul de mare de cetățeni care au solicitat documente pentru a-și monta acele panouri fotovoltaice. Am publicat și lista cu firmele autorizate să preia, eu știu, acele documentații, și din ce înțeleg eu, mulți cetățeni din Dărmănești au depus acele documente, s-au înscris. S-a închis, din ce știu eu, la 31 decembrie aplicația. Înțeleg că se, după ce vor evalua Ministerul de Resort aceste solicitări, va mai deschide, se redeschide, și sigur, și noi vom fi atenți, și în măsură ce avem date noi, din nou vom pune pe site-ul primăriei toate datele, și toate persoanele interesate pot sigur să aplice la acest proiect pentru a-și monta panouri fotovoltaice pe casă și a reduce în acest fel consumul de energie electrică. Da, deci cu siguranță vom face în continuare demersul. Mai sunt întrebări? Da, dacă nu supunem la voi, da. Să știm că e televizată și acum voiam să audă toată lumea. Da, mulțumim, mulțumim. Mulțumesc. Supunem la vot. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Da. 17 voturi pentru. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri imobile scoase din funcțiune, aflate în patrimoniul Guate Dărmănești. Inițiator proiectului Primarul Orașului Dărmănești avizează toate cele trei comisii. Da, am să fac și aici niște precizări. Noi avem un parcul auto al, din domeniul privat al primăriei, un număr de 7 utilaje care sunt într-o stare avansată de degradare. Ele sunt trase pe dreapta, să zic așa, scoase din funcțiune, și înainte de a le casa, considerăm noi că unele chiar pot fi, eu știu, reintroduse în circuit dacă se investește în ele. Și am făcut o evaluare la un evaluator autorizat, a rezultat pentru fiecare autoutilitar un preț, și astăzi propunem ca aceste bunuri să fie valorificate prin licitație publică deschisă cu strigare. Deci avem la fiecare bun o sumă. Astăzi aprobăm documentația privind valorificarea prin licitație publică. Vom scoate în perioada următoare la licitație. Dacă vom avea solicitări și se vor înscrie persoane fizice sau juridice, le vom valorifica. Dacă după parcurgerea etapelor legale privind licitația nu vom avea nicio solicitare, le vom vinde la pierderi. Dar încercăm și această variantă, pentru că credem noi că vom obține mai mulți bani din valorificarea prin licitație publică decât prin ducerea acestor mașini direct la casare. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Proiectul numărul 7. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești. Inițiator primar orașul Dărmănești, avizează toate cele trei comisii. Este al doilea proiect cu fonduri europene la care noi am avut solicitări de creșteri ale valorilor din deviz, conform ordonanței 15/2021. Este un proiect finanțat prin programul operațional regional. Este un proiect mai mare. Avem un contract de finanțare care va trebui reactualizat, suma ajustat. Suma care a rezultat din analiză este de 666.992 lei. Adică aproape 7 miliarde de lei vechi influențează creșterea prețurilor și, sigur, ordonanța 15. Pentru a putea continua investițiile, suntem obligați să
găsim resurse financiare din bugetul local, pentru că altfel riscăm ca acești constructori care au adjudecat aceste lucrări să intre în impas și sigur să se blocheze și altfel suntem nevoiți să dăm și noi toată suma primită de la Uniunea Europeană. Deci, ordonanța 15, corecții datorită creșterilor prețurilor la materialele de construcții, influență 666.992 lei din bugetul local. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 7 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea ghidului solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar la bugetul local pentru unitățile de cult de pe raza orașului Dărmăiești, care aparțin cultelor religioase recunoscute în România. Inițiator proiectului pe raza orașului Dărmăiești avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Am să spun și aici că pentru cultele religioase recunoscute în România există ordonanța numărul 82 din 2001 privind modul de finanțare. Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, aprobăm ghidul solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Practic, noi astăzi aprobăm ghidul și baza prin care putem să finanțăm bisericile de pe raza orașului Dărmănești, urmând ca într-o perioadă, zic eu, nu prea îndepărtată așa, să primim acele proiecte, acele solicitări din partea bisericilor, să ne întâlnim din nou într-o ședință de Consiliu Local și să aprobăm și acele sume pentru fiecare biserică în parte, în limita puterilor noastre financiare, a bugetului pe care îl avem, în așa fel încât proiectele pe care instituțiile de cult de pe raza orașului Dărmănești le-au în derulare să nu fie oprite și eventual acele, eu știu, proiecte pe care le deschid în 2022 să poată fi finanțate. Și fac aici, în primul rând, referire la construirea de noi, eu știu, capele, construirea de lucruri absolut necesare bisericii și gardul pentru cimitir sau chiar achiziționarea de terenuri pentru extinderea cimitirelor. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Diverse, dacă aveți. Dacă sunt. Dacă nu sunt nici diverse, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână frumos. Mulțumesc că astăzi împreună, în unanimitate, am aprobat bugetul local. Este piatra de temelie prin care și în 2022, sau cu care în 2022, vom continua investițiile în orașul Dărmănești, de altfel lucru cerut de toți. Vă rog, vă rog, domnul Cotas. Ați menționat că o să înceapă lucrările pe strada Minerilor, da, de asfaltare. Da. Puteți să-mi spuneți, în afară de partea de asfaltare, e cumva prins partea de rigole sau orice? Da. Deci avem pe strada Minerilor, proiectul este aproape finalizat. Ieri am încheiat un nou contract pentru expertiză, pentru că expirase expertiza veche. Sunt prevăzute rigole, cred că pe 70% din lungimea drumului. Sunt în anumite zone și pe o parte și pe alta rigole. În anumite zone doar pe o parte și podețe de acces către proprietățile oamenilor. Deci avem pe strada Minerilor asfalt, rigole și podețe de acces. Ok, și încă nu te poate. Ce înseamnă aproape? Pentru că până acum era finalizat contractul și acum a spus... Nu, este vorba de proiectare. Noi am scos proiectare și execuție. Contractul este semnat, nu mai discutăm. Proiectul tehnic este aproape finalizat. Adică săptămâna trecută proiectantul împreună cu constructorul a mai făcut o vizită în teren. Am văzut ultimele detalii.
În maxim o săptămână ar trebui proiectul să fie verificat de către cei de la Compania Națională de Investiții, după care se va da ordin de începere a lucrărilor. Sigur că noi suntem încă în perioada de iarnă și eu văd undeva 1 martie startul pentru începerea efectivă a lucrărilor, pentru că sunt lucrări care necesită o anumită temperatură afară pentru turnări de betoane și așa mai departe. Constructorul este un constructor foarte puternic din județul Bacău, care mi-a spus că în 2 luni, maxim 2 luni jumătate, el vrea să termine acest proiect. Adică undeva începutul lunii mai, iunie, să zic, cel târziu, iese de pe lucrare. Mulțumesc și eu. Spuneam, o după masă plăcută, mulțumesc, cu siguranță ne vom întâlni într-o ședință extraordinară. Dacă nu declarăm ședința închisă...